vagoane? Ba da, chiar te rog să pleci, că e târziu. Hai. A, bine. Hai, treci în cație. Da, mamă, e deschis. M-am prins. Îmi pare rău, dar nu ți-ai luat pastilele. Hai, nu te uita așa, că nici mie nu-mi face nicio plăcere să stau cu gura pe tine. Mai e 2 săptămâni și gata, poți să mergi și la școală. Iar o luăm de la capăt. Ți-am explicat că eu mâine mă duc la școală. Nu o luăm de la capăt, dar neurologul a spus că 2 săptămâni nu e bine să ieși din casă, deci nu ieși din casă. Deci nu mergi nicăieri, că am eu grijă de asta. Mamă, te iubesc și îți mulțumesc că ai grijă de mine ca de un copilaș de 5 ani, dar să nu uităm că eu sunt capul familiei, chiar dacă stau cu 2 femei. Anca! Da, 2 femei și jumătate. Fix pitica o să vă ajute. Hai să vezi tu. Anca! Anca, te rog eu frumos, spune-i fratelui tău că nu are voie să meargă la școală de mâine, da? Te rog foarte mult că asta intenționează să facă. Fratelo, n-ai voie să te duci la școală 2 săptămâni! Uuu, ce frică mi s-a făcut! Am pierdut la loto, îmi vine să scrăp capul în două. Dar cum ai pierdut? Că parcă ai câștigat 10 milioane. 10 milioane? În loc de 1 milion de euro. Mă, dar și eu prost, bă, frate, în loc să mă duc eu să completez biletul cu mâna mea, să scriu eu acum... Eu, uite, m-am dăduse Ioana numerele pe care să le joc, îmi intră toate și te găsești tu să schimbi 1 și 7 ziua și luna de naștere ale nevestii. De ce, bă? De ce, bă? De-aia! De ce ai pus tu numerele lune în fasă ta? Că nici la lotul nu ai scap de ea! N-a le-am pus pe ale mele! 4 și 12! 4 și 12? Astea sunt numere să câștigi cu ele la loto? Dar de ce, mă? Eu nu sunt așa de importantă în viața ta? Ești foarte, foarte important ești. Fix de 10 milioane. Lei vechi. De unde ai, mă, plăcinta aia? A dus-o Ioana. A fost Ioana pe aici? Da. Cum, bă, pe mine, de ce nu mă anunță nimeni, mă, când vin copiii în vizită? Bă, dar ce sunt eu, mă, prostul casei, mă? Ce sunt eu, mă? Ha? Mă, dar ești total? Ia uzi. Îți place? Înțelegi? Stai că acum urmează partea cea mai tare. Continuăm. Da, păi ce să mai continui, că acum am uitat toată linia melodică. Și îmi plăcea melodia. Păi și mie îmi plăcea, da. Ia zi, ți-e somn? Nu. Atunci hai că mă duc eu să duc clapa, să-ți cânt puțin, că poate așa înțelegi mai bine, da? Bine. Au. De fapt, hai că vin cu tine. Hai. Andrei? Ce ai? Nu, ma... Mamă, vino repede! Andrei, stai, ușor. Hai. Bă, sigur nu vine și menajera? E plecată. Unde e plecată? Aolo, frate, nu știu, sună și întreabă, de unde vrei să știu, e plecată. Nu pot, frate. Dar nu-l băga în seamă. Cum mă să nu-l băga în seamă? Că edita mai poza pe un geam. Parcă ar fi aici cu noi.
Să vadă el dacă fac ce trebuie, nu? Ii de ochii și vine aici, pupă-mă și termină cu asta. Sau ești cu noi. Adică ce vrei mă să înțelegi? Că sunt schizo sau cum? Ne, nu-ți merge cu șantajul la mine, da? Dacă credeam așa ceva, nu mă dădeam la tine de rebelion. Eu vreau să știu un lucru. Ți-a trecut de Andrei? Deci tot la asta ajungem? Cu cine sunt eu aici? Păi cu mine și cu el, cu zâmbet larg. Dar trage, domne, draperia, care-i problema? Nu-l mai vezi dacă tragi draperia. Bine, și cu geamul ce facem? Deci ești, nu ești sănătos, ia de aici, poftim, îți fac o poză și gata, o schimbăm și o să pun poza cu tine, e bine? Hai, trimește. Bă, foarte mișto, dar trebuie să mai fac una, ca ești și Andrei. Gata, ai rezolvat, hai. Wow. Mă auzi? Ia doar mă numele la Jenny să fiu liniștit. Nu pot să cred. Ia, ce zici? Ia uite. Parcă ești portar la hotel de la de 5 stele. A glumit, mă, râde-te! Foarte bun, foarte bun. Îmi dai voie să mă tăvălesc de râs mai încolo, să nu murdăresc uniforma asta nouă? Auzi, dar de ce te-ai îmbrăcat? Te-ai dus să vadă doamna Mara epoleții? Nu ți-a ieșit din cap asta cu femeile bogate? Vezi că m-ai promis că nu mă mai înșele. Ai grijă ce faci! Ei, bă, lasă-mă în pace, orice mi-a trece mie în cap. Să uită aia la mine. Auzi, de ce? Da? Să trăiești, domnule subinspector. Ce faci, Vasile? Ai auzit? Ai auzit cum mi-a zis domnul subinspector? Așa să mi te adresez de acum încolo. Băi, am venit să te văd înainte de prima ta zi de lucru, știi, după ce ai fost avansat. Dar să știi că am și două vești. Una bună și una rea. Nu, nea Vasile, zi-o pe aia bună, că alea rele ne întristează. Mâine de mâine ești polițistă. Cum, ce-a făcut? Nu m-ai pus să fac școala de polițiști, că ți-e rușine cu mine bodyguard? Nu am făcut-o! Mi-e trebuia școala la vârsta asta? Ia, felicitează-mă, nea Vasile. Felicitări, știi că am învățat? Că a fost mult. Și ia-ți-mă și vestea. Păi, aia rea este că de mâine lucrează direct sub comandat. Opa, 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 stai așa că nu-i așa. Stai așa să vezi ce-ți fac. Păi, băi, Vasile, le-ai încurcat, bă, asta e vestea bună. Te-ai prins? Înțelegi? Auzi, dar știi că mai am ceva. Vezi de mâine cum te porți cu nouă toșă, să știi. Dar cine e? Băi, este o femeie, vine de la ea și o cheamă Zâna. Deci ai grijă. Zâna? Mulțumesc, Vasile. A, dă-mi greu. A zis doctorul că o să-și revină. Dacă e normal să rămână cu niște sechele un timp după lovitura de la cap. Sperim mult când își pierde cunoștința așa din senin. O să fie bine. El e puternic. Și să știi, chiar a fost un miracol că și-a revenit din coma. Da. Tocmai noaptea de Crăciun.
Dar știu, ziua ta e pe... e pe data ta de... Mersi. Dar auzi, chiar nu vrei să vii cu mine după școala la... Bine. Asta tot mi-a trecut de tine. Cui? Cui ești? Oarbul Bogdanovesc, că e tot mor după tine. Uite, trandafir. Nu mă interesează. De fapt, am pe cineva și cred că m-am îndrăgostit. Nu te cred. De cine? De cine? Spune-mi. Nu pot să-ți zic. Cum să nu spui, ai nebunit? Nu vorbesc serios. Cum să nu spui? Spune-mi, de cine? O să spun mai târziu, nu acum. Auzi, cu Nadia mai vorbit? Da, am mai vorbit. Săraca, ce să spune? E distrusă. S-o ia de la capăt și din Botoșani. Săraca. Ți-am zis că zic mai târziu. Da, Vlad, unde e, mă? Nu știți nimic de el? Bă, am vorbit eu cu el ieri, dar era bolnav. De? Nu știu, mă, nu mi-a zis. Mi-a zis doar că era bolnav. Hai, mă, mergem? O căutăm pe profa? Hai, mă! Nici părinții nu știu nimic despre ea. Ce nu înțelegi, măi, Tudore? Diana Martin a dispărut în ultima zi de școală. Și de atunci tot o caută poliția. Ce nu înțelegi? Dar n-avem nicio dovadă. Dacă ar fi pățit ceva, s-ar fi aflat. Ăsta e singurul motiv pentru care părinții speră să o mai găsească. N-a apărut niciun cadavru. Dar poliția spune că după atâta timp de la dispariție, e foarte puțin probabil să o mai găsească vreodată. S-o găsim. Sunt sigur că o să găsim. S-o găsim, Laura. Auzi, mă? Ce-a pățit ăsta? Ce-a pățit? Se spală pe dinți. Ia nu că ce. Ia uite. Exact așa am zis și eu, Doamne. Știi ce cred eu? He? E îndrăgostit. Asta ne mai trebuie. Ai, să te ții cheltuială acum. Ia zi, mă, pe cine ai pus ochii? Pe șpriul tău. Băi, lasă ăla, că-i fixat tipul meu de pătă. Dai peste haine, mă, prostule. Măcar miroase frumos. E drept. Alb, nu? Am plecat la școală. Nu zice, e secretos al dracu. Păi nu intervine poliția română? Nu mă implic eu cu Gica? Nu fac ancheta? Auzi, mă, ți-am zis-o. Ha? Ce este, mă? A, am făcut eu o listă cu ce ai voie să-mi faci și să-mi zici la servici. Serios? Aha. De ce ai rupt-o, mă? Pot să știu și eu? Uite, Zicu, tu n-ai prea înțeles bine, mă. Acasă comanzi tu, dar la serviciu? Tu respecti ordinele superiorului tău, care sunt eu. Bine ai venit în poliție. Ia drepți! Ia drepți tu, că suntem încă acasă. Bă, nici tu, nici eu, că suntem în drum spre serviciu. Mai Rareș, ți-am spus cât se poate de clar ce Dumnezeu nu înțelegi. Ba, am înțeles, dar... Măi, toate conturile firmei sunt blocate. Da, bun, sunt blocate. Dar cu ce vrei să te ajut eu? Păi, uite să-mi faci cafeaua de dimineață. Nu mulțumesc la așa ceva, nu. Nu? Nu. Ei, atunci dacă ești economist, să mă ajut să găsim o soluție împreună, zic. Lămurește-mă înainte. La partaj firma asta nu i-a rămas lui Sandoghel? Da, dar e și munca mea, nu? Și trebuie să fac tot ce-mi stă în putință să-i salvez partea lui. Și de dragul copiilor o să încerc să fac și pace cu dobitocul ăsta. Mă, eu o să fiu sincer cu tine. Eu pe ăsta nu aș ajuta în vecii vecilor. Și-și merită la cum pușcărie. Dar pentru tine, sigur. O să fac asta și o să mă uit pe registre. Mulțumesc. Ce? Vreau să te rog ceva. Zi. Pare rău că trebuie să spun și că într-un fel mă bag, dar aș vrea să nu amesteci pe Andreea Rădulescu în toată chestia asta, pentru că eu nu vreau să mai văd pe femeia aia în casa sau în firma mea. Mara. În primul rând, Andreea l-a părăsit definitiv pe domnul Angel, da? Și a făcut asta pentru mine, pentru că mă iubește. Altfel... Păi normal că l-a părăsit dacă e în închisoare și fără bani, nu? Că doar nu ne imaginam că stă cu el, că e tânăr și frumos. În primul rând, nu era închisoare când l-a părăsit. Până una alta, ce interes ar avea la mine? Eu oricum sunt șomer.
Și dacă vrei să știi, ea mă întreține pe mine, da, nu bine, gata, am înțeles, eu, sfântă, te rog însă să o rogi pe sfinția sa să nu se amestece în treburile noastre păgâne. Atât, în rest, tu poți să o iubești, poți să faci ce vrei. Bun, am înțeles, aș vrea să te rog să nu mai deschidem subiectul ăsta. Perfect, de acord. Să dau și pasta jos, mi-e frig. Am actele în ea. Luați un loc, îl aducem imediat. Mai simplu decât credeam. Am reușit, am intrat. Unde? În cuibul de vipere. Te deranjează prezența domnilor? Sunteți drăguți să ne lăsați două minute? Hai că nu evadizați. Bun. Am reușit, am intrat. Ce fac mai departe? Trebuie să ai grijă să nu scoată nimeni nicio vorbă. Și eu să am grijă de cariera ta. Uiți de televiziune, te apuci de politic. Bine, ok. Nu pot să-ți garantez că pot să o fac pe Ioana să tacă. De Ioana mă ocup eu. Ok, bine. Bate-mi palma. Camera 15 aici, Nagică. Ia-te, bă, tânțico. Zii, mă, a, zii tu, iete, bă, ăsta e birou de subinspector. Care sunt eu? Uite-te și tu. Așa da, așa da. Băi, ai asta, gata, hai că de-abia aștept să mă instalez. Cine cu omul ăsta, mă? Ia o fiată în prima ta misiune, o iei, o azvârni pe scări, te duci, o duci la arest, nu știu. Ia stai puțin. Și dacă e violentă și mai ala tot, hai, băi! Soția ala, bă, stai, bă, că doarme. Acum să vine, măi? Cât e 6, măi? Ce zis ăsta, mă? Cu ce am zis, ai? Și nu vă place? Nu vă convine cum credeți? Nu vă plac moldovenii, ai? Nu vă place și cum vorbim? Că dacă nu era Ștefan cel Mare, la ora asta vorbeați voi. Toți turșești. Și că am dat de dracu de când poartă homlă și haine de polițist. Comisar Zana Crășor, șeful vostru direct. Deci, doamna Zana, domnul Bău, iertați expresia, ordonați. Sărbuna, să trăiți, scuzați, servesc patria. Cum pot și eu? Nu, îmi place că ai reacții rapide. Uite cum facem. Iei trollerul ăsta, găsești biroul șefului de secție de poliție, adică al meu. Nu, că am făcut legătura. Mă mir. Și duci acolo și dacă tot întorci, mi-aduci și o cafea mare, neagră și cu lapte. Am înțeles, să trăiți. Îl trag sau îl iau în brațe? Ia-l în brațe. Am înțeles. Cafeaua. Cu cofeină, fără cofeină? Uite de tot așa la fața mea și spune. Nu-mi permis să mai exprim. Scriți. Ajută-o! Oricum, Andrei! Și cu floarea asta am părut-o. E frumoasă, nu? E pe optimism. Nu e pasorte oricum. Beautiful dawn, lights out the shore for me. There is nothing else in the world
I'd rather wake up and see with you beautiful dawn. I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night, but now I'm high, running wild among all the stars above. Sometimes it is hard to believe you remember me, beautiful dawn. Melt me the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time, beautiful dawn? You're just blowing my mind again. Thought I was burned to endless night until you shine high, running wild among all the stars above. Sometimes it's hard to believe. Shoulder when I'm gray and older. I promise me tomorrow starts with you getting high, running wild among all the stars above. Sometimes it's mersi, băieți! Transval? Ăsta e felul nostru de a vă spune că am păstrat copilul. What? Știu? Bă, ești prost? O să avem un la copil. Sis, n-ai făcut avort și ai uitat să-mi zici? Da. Am fost la spital, am vorbit cu doctorul despre avort, dar n-am... Am hotărât o ultima clipă și da, am decis că copilul trebuie să rămâie. Super. Da. Mama ta știe, i-ai spus? Da, știe. Și? Nu mai vorbește cu mine de 3 săptămâni. Dar nu pasă. E copilul meu și o să... Al nostru! Și o să ne descurcăm noi cumva. Da, așa la parte că e sora mea, eu vreau să iau un brățet. Așină și că... Big family! Scuze! Cer scuze că vă întreb. Felicitări! Aș vrea să vorbesc cu voi 5 minute. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule director, pentru primirea caldă pe care l-ați făcut-o. Facem și noi ce putem. Poftiți. Mulțumesc. Acum, sigur, nu sunt eu un mare consumator de televiziune, dar emisiunea dumneavoastră, sigur, n-am văzut zi de zi, dar mi-a plăcut.
Chiar mi-a plăcut întotdeauna. Vă mulțumesc, dar sosise vremea să fac și altceva. Nu știu, pentru societate, pentru viitorul generației. Extraordinar, extraordinar. Da, de aceea am hotărât să intru în învățământ. Uh-huh. Și vreau să intru și în politică, pentru a putea susține mai bine învățământul românesc. Uh-huh. Extraordinar, câte lucruri vă puteți asuma la o vârstă atât de fragedă. Copiii, ce poate fi mai important ca ei? Iertați-mă acum, că-mi permit. Ce gen de muzică vă place? Clasică. Mai există și alt gen de muzică adevărată în ziua de azi? Șoară. M-ați făcut praf. Mâna dumneavoastră. Bine, dar în timpul vacanței n-a încercat nimeni să vorbească cu ea, să ia legătura cu ea. Chiar nu avea niciun prieten? Diana întotdeauna era mai ciudată cu noi. Adică niciodată n-am știut ce gândește. Adică noi eram prieteni, dar nu prea. Nu prea știam multe despre viața ei personală. Asta e. Ne puteți spune ce s-a întâmplat mai exact? Păi nu știm ce s-a întâmplat mai exact. Asta e problema. Bună ziua! Deranjăm? Nu. Bună! Bună! Vă prezint pe domnișoara Andreea Rădulescu. E, cum să nu știm? E, știm. Noua voastră profesoară de economie. Pe bune? Adică noi o să învățăm acum să facem bani din televiziune? Olimpic o să fiu. Mm-hmm. Olimpic. Olimpic, mai ales tu. Domnișoara Andreea Rădulescu este absolventă a Academiei de Științe Economice și suntem foarte norocoși și bucuroși că a acceptat un post în colegiul nostru, așa că vă rog să-i acordați tot sprijinul. Îl acordăm. De-abia aștept să ne cunoaștem mai bine. Sunt mai temperamental la început, dar pot fi. Olimpic. Pot, Olescu. Uite, olimpic sigur. Bună ziua. Bună ziua. Marea Crăciun, sunt Andrei după analize. Papa Nicolau și analizele de sânge. Da. Doamna doctor m-a rugat să vă transmit că vrea să vă vadă. Acum? Da, acum. Mi-a spus că după ce luați rezultatele să treceți pe la dumnea ei. Bine, mulțumesc frumos. Cu plăcere. Ioana? Ioana? Da. Uite ce e. Eu știu că ai o părere foarte proastă despre mine și într-un fel te înțeleg. Într-un fel? Dacă aș putea să dau timp înapoi, aș face-o, dar n-am cum. Știu că te-am rănit și pe tine, și pe Anca, și pe Mara, dar... Domnul Anghel ne-a înșelat pe toți. Mai ales de când e în pușcărie și s-au blocat conturile, nu? Nu, s-a întâmplat ceva mai devreme, dar n-are importanță. Ce-mi doresc eu foarte mult de la tine și de la Anca este să mă înțelegeți și să încercăm să avem o relație normală. Da, de Anca o să vă rog să nu vă legați, pentru că e mai mică și... Nu vă legați de ea. Uite, putem să ne tutuim. Poate să fie mai ușor. Nu putem să ne tutuim pentru că sunteți profesoara mea. Și eu nu amestec sentimentele personale cu școala. Și acum o să vă rog să mă scuzați, dar am treabă. Da, tata. Bă, ce facem noi aici? Bă, ăsta e locul unde a fost înjunghiat Andrei. Bă, de câteodată te mai întreb ce facem aici? Ce să facem, mă? Căutăm urme, dovezi, indicii? Ce să facem? După 3 săptămâni, cam ce indicii și ce urme mai vrei tu să găsim? Băi, pentru un ochi de specialist întotdeauna rămâne ceva, o urmă, trebuie să ai ochi. Hai, caută și tu cască ochii, caută cu împrejur. Mai sta acolo, îmi bați la cap. Ce crezi că am găsit 10 lei să fie ai mei? Ha! Hai că munca asta de să investighez pe teren mie îmi place. Ce faci, Ismael? Unde
e Popa? Popa e pe traseu. Popa, recepție. Care recepție, mă? Care Popa recepție? Ia zi. Haide, bagă mândru, mă. Bagă, bagă, zi, zi. Aruncă-te, crezi că nu m-am prins care-i treaba? Ia. Tu te dai la bărbată, mi-o fiate, la prima întâlnire la noastră, fiate, dacă mă înfig mâinile. Alo, tău dracu, de la cuto care ești. Alo. Alo, alo, alo. Ce, suntem pe telefoane mobile? Ești dusă rău de tot. Mai ești și prostă pe deasupra. Ia trebuie de un SMS. Alo, Șercel. Tu știi cu ce-mi vorbești? Alo. Nu te, n-am, mai, mai. N-am frecvențe. N-am bine, nu pot mai vorba, pot. Popa, învață tu bine vasta ta. Aș folosesc stații de servici. Și dacă tot vin apoi la birou, adu-și mie o cafea. Da, da, am înțeles, să trăiți, să trăiți. Pe ce ne-ai chemat aici? Andrei, vreau să facem o reconstituire. Așa, și patru ăsta ce înseamnă? Măi, Mara, de-aia se face testul Papa Nicolau. Ca să ne tragă un semnal de alarmă. Patru înseamnă că poate fi o probabilitate, dar nu e nimic asigur. Cam cancer de coluterină, asta vrei să spui? O să refacem testul Papa Nicolau, după care facem o colposcopie și o biopsie. Ne cunoaștem de 20 de ani. Poți să răspunzi și tu direct la întrebare, am sau n-am? Mara, există o mare probabilitate. Numai că mie nu-mi place să pun diagnostice până n-am toate analizele în față. Cancer. Nu era în plan asta. Mara, asta e o boală care se face la orice vârstă. Și nu mai e un pericol în ziua de azi. Există tratamente, o putem rezolva aici, afară. Se poate vindeca. Te rog, stai liniștită. Mulțumesc. Hai, dragă, să-ți fac programarea la colpul. Te sun eu. Mă duc și pe mine acasă? Băi, te duc, dar trebuie să ajung și la Vlad. Să ajung la el. Păi, stai puțin, nu ziceai că e bolnav? Așa zice el, dar era ciudat. Mi să nu fi pățit ceva. Hai să vorbim și cu ceilalți. Dacă lângă Diana n-am fost când trebuia... Să nu facem și cu Vlad aceeași greșeală, nu? Asta vrei să zici. Da, asta am vrut să zic. Păi hai să vedem dacă mai e cineva. Hai să vedem. Hai, mă, Gică, mai investigăm și mâine. Hai deodată să mergem, că ne așteaptă și aia cu cafele, iar o să urle la noi. Ți-a adus aminte ceva? Da. Este, ce, ți-a adus aminte ceva? Ce aveți, mă? Da, parcă îi strălucea ceva pe față, nu știu. Ce ești, mă? Poate un dinte de aur? Ce ești, mă? Un dinte de aur, bun, bun, și hai, altceva, poate. Nu reușesc să-mi amintesc nimic. Asta-i tot ce. Bine, bine, nu-i nimic, gata. Bă, frate, mă, în tot Bucureștiul ăsta sunt camere de supraveghere, e plin, e, numai aici nu sunt, nu-i nimic, nimic, nimic. Și cum ești? Ești bine? Da, cum să fiu. Tu cum ești? Na, sunt foarte bine. Sunt chill. Chiar cool. Ce-ți mai face cățelul? Bine. Mănâncă, se îngrașă. Crește. Îți iei medicamentele, da? Da. N-am să mai fac greșeala să nu le iau, că mi-am dat seama cât am greșit. Sper că ți-ai dat seama cât ai greșit, că n-ai venit la mine să te ajut. Putem să fac asta, știi? Noi de cât timp ne știm? Aproximativ, nu știu, 8 ani? 8 ani. Ne știm destul de bine. Știi, câteodată mă simt bine aici. Adică, ești printre puținele persoane care nu mă judecă. Te simți bine câteodată. Mm-hmm. Și altă dată? Altă dată mă simt ca la un interogatoriu. Da. Bine, doar că nu ești polițistul ăla, sever. Ești psihiatrul cool. Chill. Cum mai e cu Andrei? Vrei să-ți dau numărul lui? Să îl suni, să vorbiți? Sara,
O iubire așa cum ai descris-o tu, să știi că nu trece cu una, cu două. De cât timp ziceam că ne cunoaștem? De 8 ani? Și ai uitat cu cine stai de vorbă? Cu Sara schizofrenica? Nu, eu nu stau de vorbă cu Sara schizofrenica. Stau de vorbă cu Sara, fata care își ia medicamentele la timp și care poate să-mi spună cum e cu Andrei. Chiar mă înțeleg bine cu Cristi. E un băiat foarte bun. Și Andrei? Mamă, ce mă enervează că nu pot să-mi amintesc. E numai vina mea. Cum să fie vina ta? M-ai înjunghiat tu? Nu, da. Pe mine vreau să mă omoare și dacă aș fost acolo cu tine, poate... Și dacă ai fost și tu, ce? Te lau pe tine și cine știe ce să mai întâmpla. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Ioana, tu trebuie să înțelegi că tu ești cea mai importantă din lume pentru mine. Înțelegi? Îmi merge la viața acasă. Nu cred că vrea să vorbească cu noi. Hai acasă. Redicorat. Ia uite-mă, vii tu de la Chișinău să mă vezi pe mine cum să vorbesc limba română. Da. Poate era o metaforă, na. Auzi, dar de unde ai avut tu bani să-ți redicorezi garsoniera? Am închiriat-o pentru o filmare, eu transport. Ai ceva de mâncare, că mi-e foame rău. Dar ce, mă, te-ai supărat și gata, ți s-a făcut foame? Nu, mi-e foame. Așa. Iubita, dacă vrei ciocolată, mergem la buticul de jos, eu ți-au toată ciocolata și mâncăm până dăm în glicemie. Credeam că suntem destul de dulci unul pentru celălalt. Bă, poți să știu și eu de ce dracu ați venit aici? Să pierdem timpul cu tine. Și poate eu nu mă închef să pierd timpul cu voi. M-ați gândit? Oricum nu plecăm. Ba da, o să plecați, gata, nu am chef. De asta nici n-am venit la școală. Că n-am chef de voi să vă văd, mai ales că stați și vă pupați. Mamă, ce fericire pe capul meu. Mulțumesc că ați venit, da. De ce ești, mă, supărat? În cauza Ioanei? Nu e treaba ta de ce sunt eu supărat. Ioan, normal. Sau din cauza lui Andrei? Pe Andrei l-am dezamăgit. Te-a dat tot. Ai rău, că n-ai. În cazul ăsta, hai să plecăm. Celul tare să stăm pe capul meu aici. Hai, mă, dacă n-are chef, nu mai. Hai, mă, să mergem în parc, să mă pui la pun cu româna. Mă, vezi. Perfectul, simplu, nu? Pe poitile, pa! 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 Zici eu? Mamă, ce prost sunt! Ce ai făcut? M-am uitat laptopul la școală. Păi să nu știu pe Nadorul, îl pui să-l caute și le-ai mâine. Stați puțin, nu. Hai că mă duc să-l iau acum, da? Mă duc taxiul. Hai că. Hai, vinți înapoi. Ce drăguț. Ei, ți-am făcut pastele tale preferate. Mulțumesc. Mă duc și mă schimb și vin să mâncăm. Tu ești sigură că directorul ne-a făcut o pasiune pentru tine? De ce? E ora 10. Pe mine niciodată nu m-a ținut așa mult. Am stat până ora asta pentru că am făcut programul pentru ore. E mai complicat decât credeam. O să mă duc să mă schimb acum sau... Te rog. Thank you.
aici. Ascultă-mă bine. Vreau să uiți tot ce știi despre Johnny Cămătaru. Ai înțeles? Știu că ești o fată deșteaptă. A doua oară nu o să mai fi confundată cu sora ta. Și nici măcar cu o altă sora ta. Ai înțeles? Acum îți dau drumul să nu dea dreapta să urli. Seara asta, da? Still a little bit of your song in my ear. Still a little bit of your words I long to hear. Step a little closer to me, so close that I can see what's going on. Cause stones taught me to fly, and love taught me to lie. Life taught me to die, so it's not hard to fall when you float like a cannon. Stones taught me to fly, and love taught me to cry. So come on, courage, teach me to be shy. 'Cause it's not hard to fall, and I don't wanna scare her. It's not hard to fall, and I don't wanna lose. It's not hard to grow when you know that you just don't know. Ce faci, mamă? Alo, alo, domnul Andrei, chiar așa, numai ne salutăm și noi deloc? Cu iertare, Neadoru, cu iertare. Mă duc să-mi iau și un laptop și plec. Am și o bere. Cafea, să zici. Dar cine... O fată de la tine din clasă. Dă și ea de o bere, de o cafea, să o las seara, după ore, să cânti.
naiba e la ora asta? Păi ce facem vizită la ora asta, da? Ho! Ce-ai făcut, măi, căsut? Singură. Trăiesc degeaba. Nu am prieteni. Toți mă resping sau se uită la mine ca la o ciudată. Am crezut că el, Tudor, mă înțelege, dar s-a purtat la fel ca și ceilalți. Nici el nu mă vede. M-am săturat să trăiesc. M-am săturat să fiu singură. M-am săturat să nu fiu văzută. Colosul să fie mai bine pentru mine. Vă mulțumesc pentru muzică. Să intre în clubul de muzică și tu ai așa o voce și o ascunzi? Dar poate n-am avut chef să vin la clubul vostru. Pe asta nu cred. Hai, inventează altceva. Dar nu înțeleg, de ce vrei neapărat să știi? Pentru că ești colega mea de 4 ani de zile și cred că asta e prima oară când vorbim, doar noi doi. A doua oară. În fine, ești timidă? Dar poate n-am chef să mă judece alții cum vor ei. Toată lumea știe cum sunt fetele din club. Cum sunt? Rele și invidioase. Hai să vezi. Dar nu sunt toate chiar așa, să știi. Ai niște ochi foarte frumoși. Numai mama mi-a spus asta. Atunci să-i transmis prietenului tău că i-am spus eu că e mare fraier. N-am prieten. De fapt, știi ceva? N-am venit la club pentru că nu m-am gândit niciodată că aș putea să devin o vedetă. Îmi pare rău că ți-am folosit laptopul. N-ai încredere în tine? Pa. Da, asta e. Mamă, nu vă mai holbați atât. Hai să-l punem pe omul ăsta pe canapea acolo, că nu mai poți să-l țin. Canapea, mă, ce scuze să-l punem pe canapea, că nici nu mi-ai spus cine e ăsta. Cine e ăsta de-l tragi tu de el aici? Păi, am spus, e vărul meu de la Slobozia Titi. Ce fer, mă? Care văr, mă? Nu mai holba, du-te, adu-mi scaun, că mi-am prins mâna aici. Stai, mă! Ce fer, mă? Care văr, mă? De unde? Că de când suntem noi împreună nu l-am văzut niciodată. N-a trecut niciodată pe aici. S-a găsit acum să vină în puterea roții bătut măr. Băi, băiatule, n-ai venit până acum să o vezi pe fară, te-aș fi acum în halul ăsta și fără o bomboană și un buchet de flori în mână? Orsu... Orsule... Țarabă... Ram... Bă, zice că a vrut să-mi ia ursuleț de ciocolată, dar era taraba închisă și n-a... Bă, știi ceva? Lasă-mi mă pace. Ursuleț de ursuleț, văr nevăr, să care din casa mea. Gata, lasă-mă pace. Și mi s-a pus spada pe el. Bă, nu te supăra, mi s-a pus spada pe tine.
Ce bă, prostul ăsta? Asta e, n-am cu noi? E vărul tău, e unchiul meu, cine vine ăsta? Nu l-am văzut niciodată, în viața mea nu l-am văzut. Da, mă. Să mor eu. E unchiul tău, așa am zis eu, ai înțeles? E copilul lui tante Aurica, nusoara lui mămica. Și poate că e mai prost că a căzut în fântână când era mic. Eu stai, mă, stai puțin, mă, de deci cum, mă, să ducă, mă, păi atunci dacă are la cine să ducă, să ducă la tante Siri Aurica asta, la mă, să nu putem la mă asta, să te bandajeze, mă, deci vin în casa mea, mă. Stai, magică, stai că n-ai înțeles că tante Aurica nu mai trăiește, mă, e moartă de mult, că s-a dus pe câmp într-o dimineață cu căruța și a căzut, s-a lovit la cap, la tâmplă, nici apă nu băuse, gata, e moartă. Ce cauți tu în casa mea? Ia zi. Poște, iubiți. Are chef de glume, am făcut-o pe mama, puști cordit. Băi, eu te rog că faci și mișto de alea. Ia, mă, ia, du-te, mă, care te dește, du-te, ieși afară. Băi, haide. Nu pleacă nimeni din casă la ora asta, ai înțeles că niciun câine nu a zvârmat pe stradă în frigul ăsta. Ce dracul, facem bine și vede după aia ce mai zicem. Ce mi-ai scris? Normal că ți-a fost dor de mine și mie mi-a fost dor de mine. Auzi? Ție. Mult! Plătizonese de mult!
Îmi pare rău că dau un poznă peste tine, dar nu vreau să te deranjez dacă e... plec, da? M-am îndrăgostit! Acuța, cred că am mai discutat despre asta. Cristi chiar nu e potrivit pentru tine. Nu-l cheamă Cristi în primul rând, îl cheamă Mihai. Este în clasa 11-a și, fii atent la nuanță, este la Mihai Viteazu. Doamne, știi cât de drăguț e? Și ca să nu-ți mai spun că ne potrivim în absolut orice. Da, absolut orice. Dar când ați apucat să vă cunoașteți atât de bine? Este adevărat că am avut foarte puțin timp la dispoziție să ne cunoaștem pe ceasă. Anca... Ascultă, mi-a zis că m-a văzut la una din cântările noastre și că i-a plăcut din primul moment de mine. Deci, da, îți place? Mai întreg, nu vezi că fac ca toți dracii? Normal că îmi place, este iubirea vieții mele. Mă crezi? Aolo, ia arată și mie iubirea vieții tale. Nu pot să-ți arăt pentru că încă nu mi-a trimis, dar l-am rugat să-mi trimit o poză. Și a apărut, oh my god, uite cum arată! Deci, eu mă înțelegeam foarte bine cu el, dar să mai arate și drăguț. Mamă! Deci chiar e iubirea vieții mele. Spune-mi tu dacă nu e cel mai drăguț băiat din lume. Nu. Andrei e cel mai drăguț băiat din lume și Mihai poate fi lejer pe locul 2. Mai discutăm. Dacă eu zic că e pe primul, e pe primul. Sinucis din cauza mea. Nu, dar nu știm asta încă. Nu știm asta încă. Cum nu știm, Raluca? Scrie foarte clar aici. Era îndrăgostită de mine. Este foarte clar că ea avea niște probleme. Avea niște probleme, nu e... Dacă aș fi știut de problemele astea, aș fi făcut ceva. Dar orice. Nu e vina ta. Nu e vina ta. Ce faci? Bine. Le-ai probat pe toate? Da. Sper să-ți vină, că să știi că n-am ratat niciun magazin de pe Fifth Avenue. N-am vin, mulțumesc. Auta, reviste mi-ai luat? Da, sunt la mine în cameră. Ah, ce bine, Alexei. Cum e cu băiatul ăsta, Cristi? Îmi place foarte mult de el, să știi. Serios? Dar să știi că îi plac doar adolescente, deci nu cred că o să te poți combina cu el. Ce păcat, l-am ratat și pe ăsta. Oh, mă, mi-i ghinion, ți-am luat-o mai. Uf! Sara! Da? Mă bucur pentru tine. Arătați foarte bine împreună. Bine, asta e și pentru că sunt eu frumoasă. Oh, normal! Ești frumoasă și mă bucur că te simți bine din nou. Pur și simplu radiezi. Da. Ești fericită, nu? Yep. Adică dacă nu te-ai simțit bine, mi-i spune, nu? Da. Da, ce zice, oricum. Să știi că ai dreptate. Cristi chiar nu e așa cum așteptam. Da, nu știu. Ea, da, e drăguț. Și Andrei? Ce cu Andrei? Bine, poți să le iei tu dacă vrei, că e bine. Da? Da. Wow! Hai să-mi arăți revistele alea, că sunt foarte curioasă de tendință și așa. Nu, nu am vrut să dau, da. Mamă, așa supărată că am întârziat? Nu, mă sperie foarte tare. Te doare? Te-am virat? Nu, e ok. Adică, doar un pic aici. Ia vezi. Ia pe puțin că cred că trece. Aoleu, se duce înspre buză. Ce mă fac? Thank you.
pauză și cafea. Dar încă nu mănâncă cu noi? I-am dus ceva de mâncare în cameră. Se pare că are o treabă. Ce treabă poate să aibă? Eu nu m-am băgat, așa că nici tu nu te băga. Ok. Cafea știi să faci? De cântat cânti foarte bine. Frumoasă, nu mai zic. Dar de ce nu mai zici? Ia zi. Pentru că ești foarte frumoasă. Dar de când m-am lovit la cap, nu mai amintesc ceva. Ce? Nu mai amintesc cum săruți. Da, bun, foarte bine. Mă, ce simpatic ești tu de când ești amnezi. Neața, mamă, s-a întâmplat ceva? Neața. Am fost să-l văd pe Sandu. Când? De ce? Mi-a cerut niște poze cu voi. Și cu mine? Până la urmă, el față de mine a greșit. Orice ai zice tu, a fost un tată bun. Da, mă rog, a fost. Chiar dacă nu recunoaște, el ține la tine. Ești băiatul lui. Mamă, foarte bine, așa. Păi, cerceltanța, unde sunt procesele verbale de săptămâna trecută? Băi, Coca, ascultă-mă cu atenție, îi spui așa, dacă nu-mi dai pensia alimentară, vine aia și-ți rupe gâtul. Așa să-i spui, simt. Ce fac, mamă? Mă vorbeam cu omărâtaia de Coca, că iar nu-i dă pensia alimentară mitică. De ce închizi? Eu te mai întreb o dată unde sunt procesele verbale de săptămâna trecută. Atâta de vreme. Dracu știe. Atunci te duci la dracu, îl întrebi unde sunt, afli și vii și mi-le lași mie aici, pe birou. Opa, tu ce faci, mă umilești? Te dai mare cu mine aici, faci pe șeful? Las că ajungem noi acasă. Mă, până ajungem acasă, ia drept, mai! Ia drept! Opa, te văd cu felia și asta e treabă bună. Fii, dar nu... Treabă bună, că vreau să-ți dau o misiune. Ce misiune? Dacă mă rezolvi, tu ajungi departe. Cât de departe? Și al mai departe. Mai departe nu se poate. Vă felicit și vă înmânez Steaua României în grad de cavaler. Felicitări! Ce faci, bă, mă, ții cu mâna întinsă? Domnule președinte, vă mulțumesc și țin să mulțumesc mamei mele care m-a bătut îndeajuns ca să ajung unde am ajuns. De asemenea, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei comisar Zâna Crăciun, un model de inteligență, competență și disciplină. Așa, Dacică. Domnul, stai Băzescu sau nu mai seamănă? Se trăiți! Ce faci, Cică? Alo? Ce faci tu? Iar suși macaroana, mă, cu femei bogate? De ce? De unde știi tu ce fac eu cu femei bogate în capul meu, mă? Eu de... Păi că mi-ai povestit, mă. Mi-ai povestit, bețivule, dar mai ții minte? Ce ți-am povestit, mă? Cât ți-am povestit? Bă, dacă mă înfig în gâtul tău acum, băi... Ce stai și... Păi ia drepți, băi, treci! Ce faci de sau? N-ați plecat? Păi exact asta. Ne gândeam, vorbeam să facem un plan ca să plecăm. Ce gen? Azi nu ne mai jucăm cu stațiile poliției, de acord? Men, hai! Rărășelul? Da, o mică, da. Da, eu sunt frumos, nu mama, da. Wow! Ce coincidență! Ancuța, vrei să mergi cu mine la film? Ce film? L-am văzut. N-am știut. Bogdane, de cât timp ne știm noi? De ceva timp. De câte ori m-ai invitat tu la film? De multe ori. Și de câte ori am fost cu tine la film? Niciodată. Bogdanel, nu te-ai plictisit să umbli după fundul meu? Știu că merită, dar eu vreau să mă lași în pace. De tot. Păi, nu pot. Ești un copil. Nu ești pentru mine.
ești pompălău, nu ai tupeu, nu ai nimic. Și ca să înțelegi mai bine, eu am un iubit de 18 ani, care este un bărbat adevărat. Așa că du-te și caută-ți pe altcineva. Și dacă nu-ți găsești pe altcineva, nu știu. Cumpără-ți reviste. Și lasă. Tăi, mamă, să vezi ce zonă, doamnă, tăi. Ai, frate, ești nesimț. Pleacă-o aici. Una. Băi, deci m-am săturat de gluma asta, ta. Hai, mă. Bună, ochi frumoși. Vlad, mă bucur că ești mai bine. De ce n-aș fi? Ne-a zis Bubu că ești bolnav. Ce-am zis eu? Bună, iubire. Bine ai venit. Da, dar nu e bine. Bă, Dirigu. Gata? Toată lumea în sala de club. Vrea directorul să vorbească cu voi. Mai repede. Mamă, ce zi, frate. Hai, liniște, liniște, vă rog frumos, în liniște așezați-vă care cum puteți, da? Domnul diriginte, vă dorește-i. V-ați vă dorit? Îmi pare rău, dar trebuie să vă dau o veste foarte tristă. Se reînființează cărul. Ieși afară. Ieși afară, am zis. Ați aflat cu toții de dispariția colegei voastre, Diana Martin. Aseară s-a primit o scrisoare de adio din partea ei. Se pare că s-a sinucis. O să vină niște polițiști să stea de vorbă cu voi, vă rog să colaborați. Și mai am să vă comunic ceva. Începând de azi, eleva Monica Bora este exmatriculată. O elevă însărcinată nu este compatibilă cu învățământul de elită. Nu pot accepta așa ceva. E o decizie cu care eu nu sunt de acord. Nu te-a întrebat nimeni. Este decizie ce trebuia votată în Consiliul Profesoral. Haideți să votăm acum. Sunt de acord. Cât ai fi tu dispusă să dai șpagă? Legal nu se poate. Altă soluție, eu chiar nu văd. Adică, există foarte multe nereguli în documentele financiare. Scuze-mă, adică, trebuie să răspund. Nu, te rog, mă duc eu și mă apără. Da. Bună, mai Mara, ce faci? E, cum ne-a fost vorba? Te așteptam să programăm colposcopia. Nu pot acum, am treabă. Fiecare zi e importantă, Mara. Să știi că nu suport amânare, nu glumesc aici. Am înțeles, o să te sun eu. Dragă, tu nu înțelegi că nu există niciun pericol. Chiar dacă se confirmă cancerul, există tratamente performante, o rezolvăm, nu-i nicio problemă. Ce faci? Ascultă-mă bine. Nu vreau să-mi trăiesc zilele tremurând. Nu, o să-mi trăiesc viața. Așa cum e și câtă mi-a fost dată. Oricum lucrurile se întâmplă cu sau fără voia mea, așa că te rog frumos să nu mă mai suni. Nu vreau să știu nimic. Cine e pentru? Stați un pic, eu nu știu nimic despre situația acestei eleve. Domnișoara Monica Bora nici măcar nu știe cine e tatăl copilului ei. Domnule director, mă scuzați, dar nu cred că e nevoie să o judecați public. Deci, dacă a rămas însărcinată în urma unei agresiuni, eu zic că nu e cazul să o mai pedepsim încă o dată, nu? Nu. Tatăl copilului ar putea fi oricare dintre băieții de acolo sau chiar domnul profesor de economie Rareș Voinescu, care oricum a plecat din învățământ tocmai din cauza asta.
Deci? Să votăm. Mulțumesc. Deci cu 3 voturi pentru și 2 împotrivă, eleva Monica Bora este exmatriculată. Eu te sfătuiesc să te relaxezi. Crezi că e să mă înfungi? Abar n-ai cât ce pregătiți sunt avocații mei din toate punctele de vedere. Zici? O să aveți o mare surpriză. Să știi că e un moment acum în România în care evaziunea fiscală e pedepsită mai aspru decât crimă. Măi, ce-ți plac vorbele mari și ție. La fel ca lui frate Tibogomeaz. Vede că ești frate cu Tiripliciola. Tiripliciola te-a înfundat deocamdată. Da? El crede vreodată că Mara se va uita la el? Și trec cum, n-aveți măsură? Se spui așa din partea mea. Îi dau și lui un sfat. Nu, să-și ia gândul că va pune vreodată mâna pe banii munciți de mine. E, uite, vezi, suficiența asta te-a pierdut. E, uite, suficiența asta m-a făcut omul de afaceri care am fost. Auzi, da, să știi că chiar vreau să-ți mulțumesc. Știi că mi-a prins bine perioada care am petrecut-o aici. Am învățat multe. Când o să ies de aici, o să fiu și mai suficient și mai bogat decât am fost. Ei, vezi, de-aia îi zice facultate. Luați-l. Mă, ce faceți? Vă jucați cu căciula mea acum? Ieșiți afară, mă! Haideți, mișcați-vă, că dădem declarații, dar nu ca oile de îmbulzim. Civilizat, frumos! Mă enervați așa. E polițistă, mă, acum. Na, dă mare. Ioana, vezi că eu trebuie să plec. Te rog, eu, mă, nu te duce. Trebuie. O să te facă să suferi, credem. Las că mă duc. Hai. Ai grijă, da? La unde se duce? Vreau să te întreb ceva. Da? Cât de importantă e mărturia mea în procesul împotriva lui Johnny? E foarte important. Mărturia voastră, mare sa ta, e foarte importantă. Fără asta, Johnny scapă. Ionico, sper că nu dai înapoi. Tu ești o fată curajoasă. Nu-mi face de-astea. Mă, dar acum ce faceți, mă? Nu mai intrați? Hai odată, să intre primul, mă! Bă, tu n-ai mâncat dimineață? Ce te miști așa, mai oase în burtă? Îți bagi joc de organe? Și mă tot plimbați, mă, bubonurile astea. Zi de vizite, ce dracu. N-am ajuns bine în celulă și iar mă aduce înapoi. Cine mai vede? Să nu zici că ți s-a făcut doar de mine, că nu te cred. Ce faci, tata? Nu la fel de bine ca și tine. Dar parcă am stabilit cine-i tatăl. Ce zici, tatăl ăla care te-a făcut, care te crește, pe care ești mândru că m-a băgat aici? El nu și-a făcut decât datoria. Singur te-ai băgat aici. Ai început și tu cu vorbe mari și cu lozinci? Să vede că ești neam de-a neamul lor. Semeni cu ei, bă, băiete. Dar știi la ce semeni? Ești tu nimic. Un nimeni de pe pământ. Nu. Pentru asta trebuie să-ți mulțumesc ție. Tu m-ai crescut. Tu de fapt de ce vrei? Să mă enervezi? Ce vrei la mine? Ce cauți aici? Să mă uit în ochii tăi. Când îți spun că meriți cu vârf și îndesat ce ți se întâmplă. Vezi tu, viața mai poate să fie și corectă uneori. Vreau să merg înapoi. Și ce mult te-am iubit. Nu trebuie să mă urmărești dacă vrei să vorbești cu mine. Auzi, mă, noi nu prea am vorbit până acum, nu? Adică ne știm dintre a noua, dar n-am avut treabă una cu alta. Dar vreau să zic că nu-i frumos ce faci. Nu înțeleg, ce fac? Te bagi între Ioana și Andrei. Nu e frumos, că și-am făcut asta și zic din experiență. Dar eu am avut norocul că l-am cunoscut mai bine pe Cristi, am înțeles că are treaba cu iubirea. Mă rog, ideea este să nu... Adică, hai, uite, hai să-ți găsim un băiat liber, nu știu. Rafael, fratele Ioanei, ce zici de el, a? Uite cum se uită la tine. Nu se uită la mine. Ba da, se uită la tine. La tine se uită.
Zi-mă la cine te uiți, la mine sau la ea? Da. Hai, stai jos. Deci ideea e să-l găsești un băiat liber, da? Deci Ioana și Andrei sunt cuplu de aur al liceului, de vis al Colegiului Național de Arte București. Yes? Ia o seară. Mulțumesc, nu știam că mi-am luat avocată. Ioana, nu s-a întâmplat nimic între Andrei și mine. Sara exagerează ca de obicei. Nu, stai liniște. Oricum nu trebuie să te justifici. Nu credeam că Sara are dreptate. Dar nu s-a întâmplat nimic altceva. Bă, cine se scuză, se acuză, ochi frumoși! Tu ai ochii frumoși. O, mi-e ferește. Asta e tare de tot, mă, deci mie mi-e fric și la soare, mi-a înghețat picioarele. Bă, dar nu sunt eu proastă, mă, nu mi-era mie bine la căldurică la market. Ce vrei să fac, bă, dacă de aici s-a aruncat fata aia de pe pod? Da, mă, știu că nu puteam să-și taie venele dintr-o cadă și ea să investigăm și noi din interior dintr-un scaunaș. Auzi, n-am nicio nouă, ești, tu ești prostul proștilor, bă, deci ți-ți dă ăștia toate cazurile de exterior pe afară. Își bate joc de tine, îți spun. Tu știi ceva? Aici e cea mai mare adâncime, să știi. Uite aici. Dar tu de unde știi? Cu ce ai măsurat? Era să zic eu cu ce am măsurat. Cu mintea, cu ce să măsor. Păi aici să prind cei mai mari pești. Păi și cu ce mă încălzește pe mine asta? Și ce are pești legătură cu fata? E o chestie de logică, mă, dar ție îți lipsește chestia asta. Dacă aici să prind cei mai mari pești, înseamnă că aici e cea mai mare adâncime. Înseamnă că dacă s-a aruncat fix cu ideea ca să se omoare. Fix. Așa fix, nu scrie asta și în bilețelul pe care a lăsat fata, că s-a urcat pe pod fix cu ideea ca să se cadă și să moară? Atunci știi ceva? N-ai vrea tu pentru eficientizarea muncii să te duci să te arunci de pe pod? Nu, că nu știu să not. Asta e ideea, te duci la fund ca un bolovan fix acolo unde se presupune că a ajuns victima. Și am terminat și cu măsurătoarele și cu cearta și cu reconstituirea și cu tot, că nu mai pot. Bă, da, vezi că nici eu nu mai pot, fac pipi. Băi, mă, termin, mă, că... Suntem o misiune oficială, mă, aici, se poate? Și eu? Da. Vrezi? Dar astăzi nu repetăm, astăzi vorbim. S-a întâmplat ceva? Sunteți toți? Eu n-ar fi trebuit să fiu aici. Hai, te rog să intri. Și spun asta pe riscul meu. Aș vrea astăzi să vorbim despre colega voastră. Despre prietena voastră. Despre Diana. Și să-mi spuneți ce vă amintiți despre ea. Vă amintiți ceva? Profa, sincer să fiu, să mă bată Dumnezeu dacă greșesc acum, dar eu cred că era un pic dilie. De ce râzi, frate, dacă eu asta cred? Ce? Se pare... Eu asta cred, așa am văzut-o. Nu știu cum au văzut-o ceilalți. Pe mine m-a sunat o singură dată. O singură dată am vorbit la telefon cu ea. Că... găsise un pisoi în fața blocului și a ei nu o lăsa să-l țină și vrea să-l iau eu. Mi-a zis că e bolnav și că doar eu l-aș putea înțelege și am grijă de el. Mie mi-a dat odată o brățară. Doar pentru că i-am zis că îmi place. Mi-a zis că simte ea că brățarul să se bucure că vine acasă cu mine. Profa, ce să mai dăm de după gar? Că din ce am auzit eu până acum, fata era în lumea ei, adică... Nu știu, ăsta pare dreptate. Ai aflat ceva? Nu. Tu? Nu, m-am arătat poza la toată lumea. N-a văzut-o nimeni nimic. Bă, mie mi se pare ceva neregulă cu sinuciderea asta. Mm. Deci, să lași un bilet de adio, asta se obișnuiește. De bun simț, e așa. Bă, dar să indici și fix locul de unde o să te sinucizi, asta mie îmi dă de gândit. Tu ce zici? Eu zic că mai cercetez 5 minute și m-am cărat acasă. Deci mi-e frig în continuare, mi-a apărut și foamea și n-am făcut nici pipi, că n-am avut unde.
Bun, înțeleg că voi nu știți când s-a născut Diana. Cel mai probabil era vărsător. Zodie de apă. Dar taci, mă, din gură! Ai nesimțit. Uite ce-ai făcut ai dat și asta. Hai, frate, ce vrei? Acum eu recunosc. Pentru mine, Diana asta a fost ciuca miștourilor de când am cunoscut-o. Și știți ce? Până la urmă... îmi pare rău. Voi niciunul n-ați fost la majoratul ei? Nu cred că și-a făcut majoratul. Cel puțin eu nu mi-aduc aminte să o înșel. Și dacă și l-a făcut, pe mine sigur nu m-a chemat. Nu cred că a chemat pe cineva. Doamnă, știu că nu-i frumos, dar... mie mi se pare că ea ne-a îndepărtat din viața ei. De ce nu ne-a lăsat să fim mai apropiați de ea? Dar tu ai încercat, Bubu? Voi ați încercat? Sincer, nu mi-aduc aminte. Aș vrea să realizați că puteți face rău oamenilor de lângă voi tocmai pentru că nu faceți nimic. Tocmai prin indiferență. Haideți să facem un efort și să ne amintim pe Diana. Să ne amintim ce făcea Diana. Să ne amintim cum râdea Diana, cum cânta Diana. Thank you.
Alo? Până sus! Tata? Zâna? Ce faci aici? Ce faci tu aici? Nu puteți să-mi spui că vii? Dar tu nu te-ai învățat deja cu mine că vin și plec și vin așa bine pusă masă. Da, ce ai făcut aici? Ce? Ai schimbat și mobilă. Nu, mobilă, a schimbat eu înainte să plec. Cărțile mele în bucătărie unde sunt? Uite și la locul lor, le-am pus în bibliotecă. Era pe masă acolo și e că faci sarmale cu dânsele. Și dacă tot faci sarmale, unde le mâncai? La revedere. La revedere. Auzi? Tu de ce nu ești cu ceilalți la club? Eu sunt doar cei din club, pe mine nu m-a invitat nimeni. Mă rog, Diana era și colega ta, era frumos să faci tu acolo. Iar ție tale, topul? Bună, Cora. Nu, le-am uitat pe fete. Le-am promis Ioanei și Ancăi că mergem împreună acasă. Păi, au plecat deja. Cum să plece? Orele s-au terminat de mult. Păi și tu de ce ai rămas? Sunt tristă din cauza Dianei. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Chiar nu pot să cred. Nici nu vine să mă duc acasă. Da, nasol. Păi atunci, mergeți să bem o cafea? Cafea? Nu beau cafea. Dar nu refuz niciodată un ceai. Bine, hai, ce ai? Ți-am lăsat în grijă pe singurul meu copil, pe Rare, și băiețelul meu. Și tu ce ai făcut cu dânsul? Băiețelul tău. Băiețelul tău are aproape 25 de ani. Și se pare că a lăsat însărcinată o elevă. O curvă. Îți spun eu că profita de el și de bunătatea lui. Încetează. Dacă nu l-ai fi răsfățat toată viața, ajungea ceva de capul lui. Da, așa... Păi sigur. Dacă fac eu, e prost. Cum vine vorba despre Mara, tu și faci și dânsa ighiene. Să rămână mamă. O, puiul lui mama, frumos de să se uite mama la tine, că n-am dormit toată noaptea, nu te-am găsit nici unde. Păi eu locuiesc acum cu iubita mea. Ai iubită? Are iubită? Știai care e iubită? Și mămăza și tasu. Dânsa și lucră. Are analizele la ză? Mamă, eu am venit pentru că am vrut să te văd un pic, dar nu pot să stau. Cum, mamă? Da, am o întâlnire de afaceri și chiar nu vreau să întârzi, așa că plec. Păi stai un pic, că ți-o fac cu mămica poale în brâu. Bunică, l-am plecat. Nu mai, mamă. Stai nu, o cărție cu un duc până la ușă. Ai, mă, descurc singur. Haide, mamă, poale în brâu, calde, mai, mamă. Și băiat frumos, neșteptam făcut. Mulțumesc că ai stat cu mine. Mi-e mult mai bine. Ai pentru ce? Pot să spun o întrebare directă? Te rog. Mi se pare mie sau tu ești mai ciudățic așa? Crezi? Păi hai să vedem. Ești timidă, dar totuși nu ți-e frică să spui ce gândești. Ai o voce extraordinară. Toate astea nu vrei să ieși în față. Păi n-am zis asta niciodată. Cui nu i-ar plăcea să devină o vedetă? Atunci, de ce n-ai venit la casting? Mi-e rușine să cânt în public. Ai avut dreptate, n-am încredere în mine. Ok, bun. Și de ce n-ai încredere în tine? Pentru că sunt urâtă. Ți-am zis, mi-e rușine să cânt în public și... Nu pot să cred că asta crezi despre tine. M-ai întrebat. Ți-am răspuns. Ce să spun? Ai venit să-mi întoarcă. Băi, ce farsă sinistră mi-a jucat viața cu băiatul ăsta. Și prost și jigodie. Ca toți de neamului. Cum să nu fie jigodie, mă? Dacă e băiat de milițian și nepot de procuror. 2-0. Ce cretin. Ascultă aici la mine. Sora, dacă nu le faci ceva să simtă, dar să simtă, nu o să înțeleagă niciodată să nu se pună cu noi. O tablă? Hai. Dar nici tu nu mi-ai răspuns. La ce? Tu ai tras fulgă să stăm amândoi aici în celulă? Îți displace compania mea? Tu n-ai răspuns. Facem aici? Lecția numărul 1. Astăzi învățăm să cântăm cu public.
Și pentru început, publicul sunt eu. Cum? Prin magie. Am înțeles, Harry Potter. Un pic mai sexy, zic. Să zicem. Ia loc. Fii atent. Muzica în sine e magie. Relaxează-te. Așa. Atunci când cânti, trebuie să transmiți fiecare gând, fiecare sentiment, fiecare sunet trebuie să treacă prin tine, prin vocea ta, prin ochii tăi. E ca și cum toate astea ar fi un instrument la care tu cânti și pe care l-ai studiat aproape de perfecțiune. Înțelegi? Și să nu uiți niciodată că totul pleacă de aici. Totul. Vino puțin. Tu stai jos. Nu. E mai bine așa. Ok. Fii atentă. Uite ceva care să te ajute. Închide ochii. Închide ochii. Imaginează-ți că un stadion întreg îți strigă numele. Cora, Cora, Cora. Și tu trebuie să intri să cânti. Toată lumea ta. Toată. Cum te simți? Ce faci, Laura? Mergem? Nu lasă, nu, sunt nebună. Ce faci? Nu sunt pe Ioana. Mă, știi că nu e ok să părăști. Nu e ok. Da, ce faci, Andrei, e ok. Eu dacă eram în locul Ioana și vreau să știu. Dar tu ești sigură că s-a dus la Sandu? Da, acolo a zis că se duce. De fapt, n-am mai vorbit cu el, nu știu. Dar ce, Doamne iartă, mă face atâta la Sandu? Că nu se poate să nu vină până acum. Da, Laura. Bună. Știu că nu e ok ce fac, dar... Andrei vrea să aducă oameni noi în club? Nu, de ce? Și atunci de ce repetă cu ciudata aia la prin clasă? Care ciudată? Cora. Sunt doar ei doi în club. Am înțeles. Bine. Mersi. Pa, pa. Ce? Nimic. Spune, hai, cu mult curaj. Era destinul meu. Nu cred! Nu cred! Era destinul meu să mă îndrăgostesc. Doamne! De ce nu mi-ai spus că ai lăsat-o o elevă însărcinată?
like your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, build the love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they're swept away and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him been chasing this warm light slowly.